Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național Doamna Stanca au cu ce să mândri. Au fost printre cei mai buni la un concurs național desfășurat în limba franceză. Competiția a fost destul de strânsă și asta pentru că zeci de elevi din toată țara s-au pregătit intens la categoria aleasă. Este vorba de un concurs național lansat de Asociația Profesorilor de Limba, franceză din România, filiala București. Acest concurs se află sub egida unui proiect internațional intitulat Dis-moi, dis-moi, semez au loin. Acest concurs a încercat să valorifice talentul elevilor în exersarea limbii franceze. Aceste 10 cuvinte ale francofoniei sunt alese aleatoriu, iar elevii participanți trebuie să le încadreze într-o producție, într-o creație a lor personală. Noi ne-am oprit la categoria animation, asta înseamnă un filmuleț, nu? Da, în care au fost prezente în mod sincretic toate cele trei aspecte, text, imagine și video. Din orașul nostru, trei liceene ai Colegiului Național Doamna Stanca au participat la această competiție. Deși sunt în pragul examenului de maturitate, elevii au muncit din greu pentru realizarea unui filmuleț în limba franceză. Am participat la acest concurs cu un filmuleț care a fost produs din partea text, partea video și partea audio și partea de desene pe care le-a făcut colegul nostru Rei. Eu m-am ocupat de partea video și de partea audio. Am luat mai multe melodii și le-am făcut o compilație și un mix frumos. În total pot spune că am muncit mai intens, să zicem, în ultima săptămână. Nu mă așteptam să iau premii. Pur și simplu mă gândeam că este încă un lucru pe care trebuie să-l fac pentru școală. Am făcut atâtea până acum, nimic special de data asta. Se pare că a fost ceva mai special de data asta. Consider că am avut ceva de învățat din această experiență. Am lucrat în echipă, ceea ce este foarte important, și ne-am redescoperit talentele. Eu m-am ocupat de secțiunea text. Este vorba despre o poveste. Se numește Un randevu inatendu. Despre un bărbat care este pasionat de artă, de lucrurile frumoase și își redescoperă iubirea pentru pasiune sau pentru femeia care pictează. Este un mister, se creează un mister pentru că el nu știe de fapt de ce este îndrăgostit, ce iubește de fapt femeia sau frumosul, arta. Filmulețul realizat de ei a fost trimis online juriului la sfârșitul lunii martie, iar după sărbătorile pascale, rezultatul muncii depuse nu a încetat să apară. Nu s-au gândit nicio clipă că acest filmuleț poate fi pe placul juriului, însă rezultatul a fost unul care i-a bucurat. În clasamentul final, aceștia au ocupat locul 2. Este un fapt îmbucurător pentru cei trei elevi, dar și pentru conducerea și cadrele didactice ale acestui liceu. Sunt foarte mulțumită de acest rezultat al elevilor mei. Țin să-i felicit pentru că au fost serioși, au fost aplicați și cu multă pasiune au realizat această producție. Meritul meu a fost acela de a le fi lansat invitația de a participa la acest concurs și de a le da câteva sugestii pentru a ajunge în final la o asemenea performanță. Pentru locul obținut, elevii au fost recompensați cu diplome, cărți, DVD-uri și calculatoare de buzunar.